Microbistul Florin Cârciumaru a comentat evoluția pandurilor din partida de pe teren propriu cu Viitorul Constanța. Membru în adunarea generală a pandurilor, primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a dezvăluit că nu a avut loc o ședință AGA, dar are încredere în revenirea pandurilor. Ca orice târgujian și ca orice iubitor de fotbal, suntem supărați, dar s-a văzut clar că în meciul cu Viitorul, echipa începe să construiască, începe să se miște din ce în ce mai bine. Ca toți iubitorii de fotbal, sperăm ca în viitor să facem o figură frumoasă. Jocul pandurilor începe să-i dea speranțe lui Cârciumaru. Chiar dacă pandurii au avut un parcurs bun când au participat în Europa, o echipă are și momente mai grele, crede Cârciumaru. Eu consider că echipa este pe un drum normal, este într-o construcție, într-o reconstrucție și că trebuie să avem răbdare. Așa se întâmplă în fotbal, după un an de performanțe, urmează și o perioadă mai dificilă, mai grea. Important este să știm să gestionăm această perioadă de reconstrucție, trebuie să avem răbdare și încet, încet să intrăm în normalitate, în ideea de a nu intra în ora retrogradării. Păi, astăzi nu, eu mâine sunt la București și eu mă duc la o întâlnire cu municipiile, cu primarii. Sunt probleme cu care venim la, dar nu le știu. Da. Deci mâine sunt la București, miercuri. Păi și Steaua și unul de la... La Iorba și ce nu vezi, dar chiar că Steaua... Tot la ce? Nu intru. Să mergem cu Steaua. Păi frate, era terbeze și... Pandurii au încheiat sezonul 2013-2014 pe locul 7 în clasamentul Ligii 1 după ce au acumulat 50 de puncte. Până în acest moment, pandurii au 3 puncte și se află pe locul 15 în clasamentul Ligii 1.